Potrivit unui comunicat al MAI, donația va îmbunătăți capacitatea de procesare a unui număr crescut de sarcini ce țin de verificarea autenticității documentelor cetățenilor străini pe întreg teritoriul național în contextul fluxului crescut de persoane străine aflate în țară. Echipamentele și vehiculele au o valoare totală de 125.000 de euro. Efectele negative ale muncii la negru au fost abordate de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței internaționale Moldova trece pe alb, soluții pentru încurajarea tranziției spre munca legală, organizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu societatea civilă. Președinta Maia Sandu a vorbit despre cum sunt afectați oamenii, dar și economia din cauza muncii informale, care este un fenomen răspândit în țara noastră, comunică Serviciul Prezidențial de Presă. Șefa statului a mai menționat că munca la negru mai înseamnă și acces redus la asistență medicală, îngrădirea dreptului la concediu de îngrijire a copilului, condiții precare la locul de muncă. De asemenea, munca nedeclarată creează concurență neloială între firme și duce la pierderea veniturilor pentru stat. Maia Sandu a declarat că e mai greu de schimbat lucrurile pentru vârstnicii care, ani la rând, nu au contribuit la fondul de asigurări sociale, însă putem să schimbăm situația celor aproape 200.000 de oameni care lucrează astăzi informal în agricultură, construcții, comerț sau alte domenii. Țările membre ale grupului G7 cer Rusiei să prelungească acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene înaintea expirării acestuia la 19 noiembrie, a indicat un diplomat american de rang înalt citat de AFP. El a precizat că țările din G7 susțin în special eforturile secretarului general al ONU, Antonio Guterres, pentru a convinge Rusia să prelungească acordul. Exporturile de cereale din porturi ucrainene la Marea Neagră au fost preluate joi, după revenirea Rusiei în pactul semnat la sfârșitul lunii iulie la Istanbul. Acest acord a permis exportul a 10 milioane de tone de cereale și al altor produse agricole după 1 august, atenuând criza alimentară mondială provocată de războiul din Ucraina. Cancelarul german Olaf Scholz i-a solicitat președintelui chinesc Xi Jinping ca Beijingul să își folosească influența asupra Moscovei pentru a opri războiul din Ucraina, transmite AFP. Potrivit cancelarului german, Rusia trebuie să oprească imediat atacurile din cauza cărora suferă zilnic populația civilă și să se retragă din Ucraina. Cancelarul Olaf Scholz a sosit la Beijing într-o vizită controversată pe fondul unei lipse de încredere în creșterea Occidentului față de regimul autoritar al Chinei. Precizăm că șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a afirmat că statele occidentale trebuie să-și reducă dependența de China, însă nu pot plasa această țară în aceeași categorie cu Rusia, notează Reuters. La final, datele despre vreme. Potrivit meteorologilor, pe 5 noiembrie se prevede cer variabil, fără precipitații esențiale. Vântul va sufla din sud-est moderat, izolat cu intensificări. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura minimă aerului se va încadra între 3 și 8 grade, cea maximă între 13 și 18. Pe 6 noiembrie se așteaptă vreme fără schimbări esențiale. Acum în capitală sunt 16 grade. Moldova Promo. Odihna dulce, mult aduce, drumuri lungi și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14.